Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit ca să-ți facem pizza. Pizza cu usturoi și cu pătrunjel și pizza cu sos de roșii și cu origano. Și pâinică împletită. Este încă caldă. Ia uitați-o cum arată. O să o facem împreună. O să o împletim astăzi. Așa. Facem această pâinică împletită. Așa. Și pizza. Mini pizza. Din același haluat. Și cornuri cu Nutella. Și o să începem. Eu am făcut deja aluatul. Este același haluat de săptămâna trecută. Făcut cu ou, cu ulei, cu unt, cu lapte. Și cu puțină apă, făină. Eu l-am lăsat să crească până și-a dublat volumul. Uitați-l cum arată. Vedeți, a luat-o. Neobosită, trebuie să gătim acasă, să facem. Așa, și scoatem. Aceasta, eu am făcut un kilogram de făină astăzi, compoziția dublă. Așa. Și scoatem și punem pe masă. Aluatul. Acesta este aluatul și o să-l împărțim în trei. O să facem o pizza. Multă sănătate, Maria Alina. Multă sănătate. Îți doresc și îți mulțumesc. Așa. O să împărțim aluatul în trei. Să facem și cornulețe și pâinică. Și așa, îl întindem, se vede, se vede, nu? Așa, îl întindem și îl împăturim mai întâi. Așa. Aici am un cântar, ca să-mi cântăresc pentru pâine. Eu am să fac pâinea acum, mai micuță, la jumătate. Și am pus la... am împletit în 4. Și am avut 150. 150 la șuviță. Așa, ia să vedem. Și am să pun la jumătate, cam 75. Am să le fac mai mici. Deschidem. Și cântărim, așa, ia să vedem. 78. Și o să-l facem mai micuț. Ca să facem și ei cornulețele. Cornuri. Asta are 96. Facem mai mici. O să punem 80. Așa. Să punem așa, 80. Șuvița din 80. Și o să facem 4. Aici o să împărțim în 2. Și o parte o să facem pizza. Așa. Și din cealaltă o să facem cornurile. Și acum le împăturim și le lăsăm să se odihnească cât facem compoziția la, pentru pizza. Dăm cântarul deoparte. Așa. Și punem așa aici. Așa.
anșovițele. Cred că am lăsat cam puțin pentru pâinică, dar deja am făcut-o pe cea mare. Vreau doar să vă arăt cum le fac. Așa. Și le punem așa aici. Și între timp ce facem pentru pizza, ca să punem deasupra, aluatul se odihnește. Așa. Ați văzut, îl întind și apoi fac așa. Nu știu dacă se vede, uitați, așa fac. Așa, îl întorc și apoi fac invers. Așa, și îl trag pe dedesubt. Așa. Lăsăm aluatul aici să se odihnească. Ne luăm fundul și ne preparăm compoziția pentru pizza. Și o să avem nevoie pentru cea cu bulion, de bulion, de puțin ulei, puțin origano, de sare și pentru cea cu usturoi, avem usturoiul, pătrunjel, ulei și sare. Și acum, în cea cu bulion o să punem puțină sare, așa, puțin ulei, așa, și puțin origano. Acum fiecare pune după gust. Și amestecăm așa. Este suc de roșii cu pulpă. Sau puteți pune și bulion. Ce aveți în casă? Mai punem puțin origano. Nouă ne place mai condimentat și dăm deoparte origano. Și avem compoziția de roșii. Așa. Și o punem așa aici alături. Acum, avem usturoiul, pătrunjelul și uleiul. Punem uleiul aici, punem pătrunjelul și usturoiul. Avem un cuțitaș și tăiem bucățele. Să pun numai 2 și tăiem și pătrunjelul. Să pun sare, nu se vede. Așa. Să-mi aduc cumva să punem și pătrunjelul cu usturoiul. Așa. Dăm deoparte. Un vas, punem pătrunjelul cu usturoiul, așa, punem puțină sare,
ulei. Și dăm deoparte. Și amestecăm. Așa. Și avem compoziție pentru pus deasupra. Uitați, cu roșii și cu... Așa. Acum. Dăm deoparte și întindem foaia. O să dăm toate biluțele mai în față. Așa. Și o să întindem foaia. Foaia pentru pizza. Și o să o punem așa, într-o tăviță. Și puneți un pic de hârtie de copt de desubt. Eu am să pun puțin staniol, că nu am hârtia de copt. Pregătesc la început. Așa. Punem puțin ulei. Și întindem așa peste. Și acum întindem aluatul. Și îl punem în tavă. Avem aici un sucitor. Să-mi fac loc. Așa. Și pentru un pâinea pe deasupra avem nevoie de un ou și puțin lapte. Și puțin mac să pune, sau susan. Mulțumesc, să-mi spui dacă ți-a plăcut, Maria Lina. Așa. Pe pagină găsiți rețeta și de la aluat, că am făcut împreună cu voi săptămâna trecută. Așa. Întindem așa cu mânuța. Așa. Și după ce am întins bine, o lăsăm așa două minute să se mulțumesc Maria Alina. Bravo. Să știi că nimeni nu s-a născut învățat. Nimeni. Toți învățăm. Captăm ideile, prindem de la unul, de la celălalt și apoi le facem. Le facem noi. Și ne putem și inventa și ne facem rețetele noastre. După ce am pus așa în tavă aici, am să tai. Eu le-am făcut micuțe. Așa. Dar puteți lăsa și așa. Așa.
să iasă mici, mici, mici. Sau le puteți face și mai mărișoare. Așa. Și după ce am tăiat, acum o să punem din compoziția noastră pe deasupra. Puteți lăsa și întreg. Tăiați în patru și faceți două cu un pensionaj sau direct cu lingura, puneți cu linguriță. Așa. Ia uitați. Și punem așa peste. Și apoi dăm la cuptor. O puteți lăsa și să crească puțin înainte. Așa. Mai punem cu pătrunjel și cu usturoi. Punem tot. Tot ce avem punem. Așa. Și acum punem restul de bulion. De bulion, roșii, ce aveți. Și roșii proaspete puteți pune. Le dați prin răzătoare. Așa. Și punem așa peste tot. Acum dăm la cuptor. O să iasă așa. Le dăm la cuptor și între timp o să facem aluatul pentru, o să-l preparăm pentru cornuri. Și cât aluatul pentru cornuri se odihnește, împletim pâinica, facem să împletim pâinica. Dau la cuptor mai întâi pizza. Să vă arăt pâinica cum arată. Acum și-o rupem. Așa. Să ne așezăm aici treburile noastre. Aici avem pizza. Imediat vin. Am revenit așa, am plătit mânuțele și acum o să întindem aluatul pentru cornuri. Și la acest aluat am să dau deoparte. La acest aluat o să avem nevoie de puțin unt. Unt la temperatura camerei. Și tot așa, o să-l împăturim acum și o să-l tăiem. Așa. Și-l tăiem. Acestea nu le mai măsurăm. Le facem la ochi. Și acum le întindem.
Și am să iau cu lingura, unde am pus untul? Aici. Și am să iau cu lingura puțin și am să întind așa. Câte puțin, câte puțin. Să vedem cu pensul. E mai bine. Așa. Și întindem. Ca să-l topesc puțin. Să-l topesc, să se întindă mai bine. Și după ce am pus puțin unt pe fiecare foaie, le punem una peste cealaltă și le lăsăm să se odihnească. L-am topit. Așa e mai bine așa. Închidem. Așa. Și dăm deoparte. Și acum întindem altă foaie. Peste tot. Așa. Așezăm aici deasupra. Nu trebuie să fie precise, precise. Așa. Ia uite ce gălăgie fac. Și dăm cu unt peste. Așa. Dăm deoparte. Și așa procedăm cu toate. Vreți să fie egale, le cântăriți. Eu le-am făcut la ochi. Așa. Și punem peste. Așa. Punem unt. Eu mai am o rețetă pe canalul meu de YouTube. Făcută, cred că 2 ani în urmă. Așa. Numai că este aluatul, este dulce. Acesta nu este dulce, dar în schimb punem Nutella în interior și o să-i dăm prin zahăr pudră și o să facem cornuri așa mai mărișoare. Așa. Rețeta care o am pe canalul de YouTube este cu aluatul dulce făcut. Și este făcut tot așa. Am făcut mai întâi gogoși, le-am prăjit și din aluatul care mi-a rămas, am făcut cornurile. A trebuit să pun decât unt în interior, între straturi, tot la fel. Aceeași metodă. Așa. Ne putem juca, ne putem juca cu aluatul, cu ingredientele. Juca în sensul că să inventăm, să ne inventăm rețete, să le schimbăm, să le modificăm. Și apoi cu ingredientele care le avem în casă, putem jongla. Pornim de la un aluat și apoi vedem ce avem în casă și ne vin ideile. Eu așa fac. Așa. Mai avem încă
4 și am întins și după aceea am plătit pâinica. Așa. O împletim în 4. Avem încă 3 și o să dăm deoparte. Ia uitați cum crește aluatul. Deci după ce ați făcut aluatul și și-a dublat volumul, preparați. Eu l-am făcut pe tot odată. Așa. Că aici n-am uns. Aceasta n-am uns-o. Ia să o ungem. Așa. Și ultima nu mai ungem, o lăsăm așa. Punem deasupra. Așa, mungem. Dacă l-am topit, nu mi-a intrat tot untul. Și acum punem deasupra ultima. Lăsăm să se odihnească și împletim pâinica. Mi-am să-l bag puțin la frigider, să se întărească untul. Așa. Și după aceea îl scoatem. Ne uităm și la pizza să vedem dacă este bună. Așa. Punem folie peste. Și acoperim și dăm la frigider. Dau la frigider și îl scoatem după ce împletim pâinica. Și am să dau untul deoparte. Ai, cred că mi-a mai rămas o bucățică. Mi-a mai rămas o bucățică, să spunem. Am uitat-o. Pizza a crescut. Acum și o scoatem din... Ia să întindem și să punem și cealaltă. Mi-a mai rămas o bucățică. Așa. Thank you.
acoperim. Dăm la frigider din nou. Și acum să vă arăt cum fac eu pâinica împletită. Ia uitați. Așa. Vedeți cum a ieșit? A ieșit super, super, super. Așezăm așa aici. Să ne pregătim. Și acum, aluatul nostru s-a odihnit. Le vedeți? Așa, le am aici. Așa. Și ne formăm șuvițele noastre. Așa. Și le întindem așa puțin. Și întindem. Și le punem așa aici. Le lucrăm în același timp pe toate. În aluat, în compoziția aluatului, aluatul l-am făcut dimineață, aveți rețeta și am pus la un kilogram, am făcut asta, s-a făcut dintr-un kilogram de făină. Și la un kilogram de făină am pus 25 de grame de drojdie, o linguriță de zahăr, 100 de apă, 300 de lapte, 100 de unt și cred că 300 de ulei am pus. Și cam atât. Dacă mi-o aduc aminte. Am să o scriu. Și o aveți și aici pe pagină. Am făcut-o în direct, rețeta la luat. Așa, și punem. Și acum ne formăm șuvițele pentru pâinica noastră împletită. Așa. Întindem așa. Și acum ne formăm prima șuviță. Am să fac la jumătate aproape pâinica. Așa. Și o punem așa aici. Și acum întindem pe cealaltă. Mi s-o pun așa înclinată. Așa. Și acum facem șuvița. O avem și pe a doua. O așezăm așa aici. Întindem a treia. Și avem nevoie de 4 șuvițe. Și întindem din nou, întindem, răsucim. Așa. Și așezăm așa aici. Și întindem și pe patra. Ia să vedem pita. Este aproape gata.
Așa. Și o răsucim și pe patra. Așa. Acum, o luăm pe prima. Așa. Am făcut-o pe prima, o facem pe a doua. O facem pe a treia, apăsăm puțin așa să se lipească. Așa. Și pe a patra. Să aibă cam aceeași mărime la lungime. Așa. Și acum ia să punem așa, să le împletim. Vedem dacă se vede. Așa. Să întorc invers. Așa. Le unim așa aici și o să tragem. Deci o punem pe a treia de aici sau a doua spate, prima de aici aici și apoi aceasta o dăm în jos. Așa. Acum o luăm pe aceasta și o punem aici. O să le strâng. Așa. Că m-am încurcat. Așa. Le-am pus greșit. Așa, asta aici, asta aici. Așa. Și închidem. Le strângem așa bine. Așa. Ia uitați-o. Cum arată. Și acum îl punem în tavă. O să-l pun tot aici în tavă. Vedeți? Așa, o să-l pun aici în față. Acesta este mai mic și îl lăsați să crească puțin. Ia uitați. Așa, și-l punem așa aici și avem ou și cu puțin lapte și punem puțin lapte aici înăuntru, cam o linguriță. Și apoi cu pensonul amestecăm așa bine. Și dăm pe deasupra. Și pizza este aproape gata. Așa. Și ungem așa bine. Și acoperim. Ori cu prosopel, ori cu folie alimentară. Și lăsăm să crească puțin. Și după aceea dăm la cuptor. Așa. Și lungem bine, bine, bine. Așa. Acum
acum luăm puțin mac. Eu îmi pun așa pe mână puțin. Și lapte, am să scriu rețeta aici imediat în cum termin. Așa. Și punem macul. Așa. Am împletit, acum așteptăm să crească. O să punem puțin. Ia uitați, eu îi pun folie alimentară. Imediat, Alina, îți dau rețeta. Așa, rupem și punem deasupra. Și îl lăsăm să crească puțin. Ia să vi-l arăt așa cum arată, ia uitați-l. Vedeți? Asta este la jumătate. Este micuț, micuț. Deci am făcut din 80. Am făcut firul. Așa. Și acesta este făcut dublu. Dublu adică la greutate. Firul este de 150 de grame. Și mi-a ieșit mai mare. O să iasă pâinica la jumătate. Așa. Și acum punem să crească. Lăsăm aici alături. Să vedem pizza și imediat îți dau rețeta. Așa. Ia să vedem aici pizza. Pizza o mai lăsăm puțin, puțin. Ia să vă arăt și pâinica așa, să o pun așa aici. Aici avem pizza și imediat facem cornurile. Așa, ia să-ți dau rețeta ca să nu greșesc. Deci am spus așa, la un kilogram, deci ai scris un kilogram de făină, un kilogram de făină, 50 de grame de drojdie, 50 de grame de drojdie, 100 de apă, o linguriță de zahăr, sare. Am pus cam două lingurițe rase, 300 de lapte, 120 de ulei și 100 de unt. După aceea o scriu și în comentarii. Așa, aici avem. Acum să încercăm să vedem dacă s-a întărit untul, să întindem și să facem cornurile, ca să le lăsăm la crescut. Am să dau pâinică, ia uitați-o. Uitați ce frumoasă este! Ia să rupem. Ia uitați cum arată. Ia uitați cum arată în interior. Pâinica. E bună, bună. Ia uitați cum arată. Aluatul, să știți că este foarte bun, să-l încercați. Așa. Și să facem cornurile. Să vedem dacă s-a întărit puțin untul. Așa. Ia uitați. Așa, aici. Puțin, puțin s-a întărit. Să încercăm să facem. Așa.
este gata. Vedem dacă reușim. Dacă nu, mai dăm puțin la frigider, că untul trebuie să fie tare, să se înțărească, să intre puțin în aluat. O să încerc să întind așa cu mâinile. Așa. Să dau deoparte. Nu știu dacă reușesc, nu se lipește așa. Că untul este încă moale. Eu vreau să vă arăt cum iese. Deci lăsați să întărească untul. Îl lăsați măcar 2 ore la frigider și după aceea întindeți și faceți cornurile. Am să le arăt așa, așa am întins. Să tăiem. Așa. Și o să punem puțin în Nutella și apoi răsucim. Așa. Am să pișc așa puțin aici. Așa. Să mă aștept așa puțin pe mine. Avem Nutella și o să punem așa câte puțină pe fiecare corn. Să mă iau. Cu plăcere, Ana Maria. Alina Mary. Mary Alina. Mă scuz că te botez. Mary Alina, nume frumos. Așa, și facem cornurile. Ia să scoatem și pizza, cred că este gata. Așa. Pizza bună și gustoasă. Este bună, bună, bună. O să o punem așa aici și să ne facem cornurile noastre și să întoarcem. O să-l scot așa aici, se vede, ca să pot să întorc. Așa, cornuleț, ia uitați. Și am să le pun într-o tavă, după aceea le ungem cu ou și le dăm la cuptor. Așa.
donutul trebuia să stea mai mult la frigider. Eu le-am făcut ca să vi le arăt, dar îl lăsat să se întărească bine untul. Așa. Și o să le vedem cum arată după ce le scoatem din cuptor. Și tragem așa. Așa. Le lăsăm să crească mai întâi. Așa, să punem astea în interior aici. Așa. Ia uitați-le. Acestea sunt cornurile. Să le punem într-o tavă, să vedem într-o tavă. Avem totul ocupat. Pâinica încă n-a crescut. Le ungem cu... Să scoatem pizza și să punem cornurile. Așa o să facem. Să scoatem pizza. Să scoatem pizza și să punem cornurile. Ia uitați pizza. Așa e, să-l scoatem de aici. Și să punem cornurile. Să vedem unde am pus. Unde am pus. Nu mai găsesc. Aici era. Eu astăzi pun folie, dar puneți hârtie de copt. Eu pun folie de aluminiu, că nu am astăzi în casă. Aici avem pizza. Pâinica noastră am lăsat-o la crescut. Rezultatul este acesta. Ia uitați-l. La pâinica. Vedeți cum arată în interior? Ia uitați. Așa. În interior. Acum o să punem... O să țin așa că tava este fierbinte. Și le luăm și le așezăm așa aici. Așa. Vedeți? Cornurile. Așa. O să le vedem când cresc, cum arată. Le dăm cu ou și cu puțină lapte, cum am dat și pâinica pe deasupra. Așa. Și după aceea le lăsăm puțin să crească și le dăm la cuptor. Le ungem bine, bine, ca să iasă frumoase, colorate. Așa. Putem pune puțin zahăr deasupra, dacă dorim. Oricum o să le dăm și prin zahăr pudră. Așa.
le amos bine. Așa. Să punem pe una, două, puțin zahăr. Ia să vedem zahărul unde este aici. Acesta sare. O să punem puțin zahăr pe una, pe două. Așa. Și celelalte le dăm prin zahăr pudră după aceea. Așa. Așa. Să punem pe trei zahăr. Ia uitați-le. Acestea sunt rețetele de astăzi, un singur aluat și am făcut pâinica. Pâinica noastră, ia uitați-o cum arată. Așa. Și am făcut pizza, ia uitați. Pizza este bună, 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 bună. Să o încercați. Este bună, bună. Și avem și aluatul, ia uitați-l, pus la să crească puțin și după aceea îl dăm la cuptor, pâinica împletită. Ia uitați cum arată împletit. Așa. Îl lăsăm să crească. Este cantitatea la jumătate din acesta. Vedeți, el crește. Crește și se dezvoltă în cuptor. Așa. Am să pun poză și cu acesta micuț. Acestea sunt rețetele de astăzi. Rețete simple, cu un aluat simplu. Și un singur aluat. Și trei rețete diferite. Acum o să le dăm la cuptor și cornurile. Ia uite, sunt mai straturi, nu știu dacă se văd. Așa. Le mai las 5 minute să crească și după aceea le dăm la cuptor. Aceasta este pizza. Pizza bună și gustoasă. Și pâinica. Ia uitați cum arată pâinica. Ia uitați-o cum arată. Așa arată. Se rupe. Este bună, bună. Bună, bună, bună. Mai lăsăm puțin. Și după aceea îi dăm la aluatul, după ce l-ați pus strat cu strat, cu unt, îl lăsați să se odihnească bine la frigider. Să se întărească untul. După ce s-a întărit bine, îl întindeți, ca să-l puteți întinde cu sucitorul. Ați văzut că eu l-am lăsat puțin, untul nu era întărit. Și faceți, dați forma la cornulețe și apoi le lăsați să crească la temperatura camerei și când au crescut puțin, le dați la cuptor. La 180 de grade le lăsați circa 20 de minute. Le controlați cu scobitoarea. Și pâinica tot la fel, cu scobitoarea o controlați. Pâinică bună. Bună și gustoasă. Ia uitați cum arată. Bună și gustoasă. Atât pentru astăzi. Am să pun în comentarii poza și am să scriu și rețeta. Vă las și linkul de pe YouTube și vă las și linkul și unde am preparat împreună pe aici pe pagina. Găsiți toate pe pagina noastră de prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Găsiți toate rețetele. În ultimul timp sunt făcute aproape toate în direct cu voi. Și atât. Eu vă pup dulce. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare și că mi-ați fost alături.
și o să ne vedem în altă zi cu o altă rețetă și în fiecare vineri, în jur de 12, 11 jumătate, 12, așa intru în direct în fiecare vineri și o să facem câte o rețetă vinerea. Dacă doriți să facem ceva anume, îmi lăsați mesaj în comentarii și atunci o să facem împreună. Și pentru astăzi este atât. Vă pup dulce pe toți. Vă doresc multă, multă sănătate. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag. Așa. Și ne vedem. Ne vedem poate mâine, poi mâine, în direct. Toate rețetele le găsiți pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Și atât. Cornuri. Încă puțin și le dăm la cuptor. Aceasta este pizza. Ia uitați. Eu am făcut două. cu bulion sau cu suc de roșii și cu origano și cu usturoi și cu pătrunjel și cu ulei și cu puțină sare. Și pâinica de astăzi este cea asta. Ia uitați cum arată. Ia uitați cum arată. O să mai rup să vedeți cum arată. Aceasta este pâinea. Este foarte, foarte bună. Sper să vă placă rețeta. Să încercați această împletitură în patru. Este, ați văzut, că se face foarte simplu ca să rămână toate aceste forme pe deasupra. Ia uitați cum a venit. Pâinica. Pâinica bună și gustoasă. Lăsăm să crească pâinica care o avem la crescut, să crească și cornurile și vă pun în comentarii, am să vă pun poze. Și ne vedem în altă zi. Acestea sunt rețetele. Ungem pe deasupra pâinica, la cine a venit mai târziu, eu am uns-o cu ou și cu oul întreg bătut și cu puțin lapte. Iată-ți. Și are această culoare frumoasă, rucioasă. Și cornurile tot la fel. Acum am să le dau la cuptor. Și am să vă pun, ia să le dau la cuptor. Au crescut deja puțin. Și am să vi le arăt cum o să, ia să întoarcem pizza aici, aici avem pâinica. Ia uitați ce am făcut noi astăzi. Aici avem, am împletit și o lăsăm să crească. Ia uitați. Lăsăm să crească bine, bine, bine. Împletitură în patru. Așa. Cu puțin susan. Un singur aluat. Aluatul este pentru pâine. Dacă doriți să faceți aluatul dulce, mai adăugați zahăr, puneți 50, 60, 100 de grame de zahăr și îl faceți dulce. Eu l-am făcut aluatul de pâine, este foarte bun. Și în cornuri am pus Nutella. Le-am uns cu ou și cu lapte și după aceea puteți să-i dați prin zahăr. Și au ieșit cornuri dulci. Și acestea sunt rețetele de astăzi. Eu vă mulțumesc, acum vă las și vă pup dulce pe toți. Și ne vedem cu alte rețete. La revedere, o zi frumoasă în continuare.